promisiunea Domnului că nu vom fi părăsiți niciodată. Noi trebuie să trăim prin credință și nu prin ceea ce vedem sau simțim. Că poate fiecare a trecut printr-un moment în care a zis, Doamne, m-ai părăsit? Oare m-ai lăsat singur? Nici de cum, spune Domnul. Și nu spune un om, ci spune cel ce